Deci A egal cu 5 și B egal cu 2, la care completăm. Nu, că poate să fie și 3. Și 3. Dar varianta asta se completă. A 5, B 2, 2 C 11 da. Și D 1 tot 2. D 1 tot 2. Și acum putem zicem că A este 3. Corect. A egal cu 3. A egal cu 3. Da. Și când ne rezultă că B egal cu 6 diferit de prim. Da, deci, deci asta merge. Asta merge. Ce urmărim acum? Au să fie 2. Pe A l-am epuizat. Nu, 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 l-am epuizat, gata, nu mai merge. 5 și 3, au 2? Hai să vedem dacă 2 merge. 4. 12 minus 4, vine 8. 8. Nu. Așa, nu-ți place. Da, deci rămânem mai departe cu C-ul cât? C-ul 11, după ce cine vine? Ce îmi trebuie? A-ul 5. C-ul egal cu? C-ul egal cu 11. 7. După 11 mergem înapoi, cu 13. Eu am pus vreau să scrieți acolo, mulțumim. Ok, ce egal cu 7, da. Ce egal cu 7. Și atunci 2A. Plus 21, plus 45. Scădem în 21, 2A plus B egal cu 24. 24. Păi A-ul se poate duce până în 27, vreo ce vine 3, da? Hai că aici se merge B-ul, cuanta aceea. 11, A-i 11. Bun, hai să scoatem pe aici. B egal cu? A, B egal cu? 24 minus 2A și B egal cu 2 pe lângă, lângă 14, nu, 12. 12 minus, minus A. A și cu un B prim și cu un B, B egal cu 2 pentru că B egal cu 2 B egal cu 2 și A-ul este egal cu 24 minus 2, 22, ai 11. A egal cu 11. Așa este, da? Că ai zis, dacă B-ul este 2, 24, 22, 2 egal cu 22. Am zis o zi care am dat-o noi. Deci B-ul egal cu 2, A egal cu 11. C-ul. C-ul egal cu 7, soluția dată de noi. Și D-ul egal cu 2. Asta e soluția dată de noi. Da? Mergem mai departe. Aici s-a epuizat. Ce egal cu 7, datorită faptului că ai putut să spui pe 2 în factor comun, s-a epuizat. Cu două necunoscute, cum am avut-o pe cea care a dat-o la început. Știți? Da, da. Așa. Da. Deci, practic, noi acum am prins toate exemplele de mai înainte, da. În acest mare, în acest exemplu deosebit. Mergem acum cu ce egal cu cine? Cu 5. Ce egal cu 5? Și relația devine 2A da. Plus B da. Plus 5 fără 3, 15. 15. Egal cu 40. Și 5. 45, scădem în 15. 2A plus B egal cu 40. Așa. B egal cu 40 minus 2A. Ai de mine, B egal cu 40. Nu deci mai spun nimic. 40. Nu-ți mai spun nimic, că tu știi. B egal cu 2 pe lângă 20 minus A. Vedem unde știm că B egal prim. B egal prim, da. Deci este că B este egal cu 2. Este B egal cu 2. Și A este egal cu 19. Nu, că 19 nu este prim. Cum 19 e prim? Da, 19, 19. Da, A egal cu 19, din bine. C egal cu, asta e de la pe noi, 5. Și da. D egal cu 2. O altă soluție de așa. Am atât de niciun la 3 și la 2. Deci ne duce rapid la 3, nu mai ce căuta aici, nu? Totul e rezolvat. Deci, C egal cu 3. Când rezultă că 2A plus B plus 9. Da. 9, egal cu 45, da. Scădem un 9,
2a plus b egal cu 45 minus 9, cât de? 36. 36. B egal cu? B egal cu 36 minus 2a. Da. B egal cu... B este prim, și B este prim, gândesc că B este egal cu 2. Alo? Poftim, Sandra, să arătăm, poftim. Așa? Mă bucur. Bun. Nu e nimic, binecuvenit. Binecuvenit. Așa, că e șticul. Da. Și... Păi, tu la ce la mă crezi? Eu... Ajung până acolo, din seara asta, cred. Așa, te sun eu. Sun eu și aflu la ce la eu mă crezi, da? Așa, e perfect atunci. Bine, bine, Sandra. Mulțumesc frumos. Am făcut vreo greșeală? Nu, i-am arătat ca chestie. Ci de dă lor mai simplu. Wow! Nu se compară. Deci, B, 36 minus 2A, da? Minus 2A. Minus 2A. B egal. B egal cu prim și de unde B egal, B egal cu 2. Așa? 34. Da? A egal cu 18. A egal cu B egal cu 2, B-ul, da? Da, A egal cu 17. A egal cu 17, la care adăugăm? Că C este egal cu 3 și D este egal cu 2. D egal cu 2. C e egal cu 2. Merge cu C egal cu 2, da? Vă șterg, nu? Sau vreau să mai găsați? Nu, vreau să... E prea frumos să găsigam, nu discutăm. 2A plus B egal cu 2, da? Egal cu 6. Deci 2A plus B plus... 6, cu 6 egal cu 45, da. Scădem un 6, da. 2A plus B, da. Egal cu 39. Egal cu 39. Deci acum... Aici... Trebuie să ne chinuim. Trebuie să ne chinuim foarte tare. Ne chinuim, nu avem decât metoda noastră. Prima. Au la cât poate să urce? Maxim la cât? 2. Stați, 19, 2 ori 9, 8, până la 19. Deci acum poate să fie 19 cel nu, da? Da. Și îl luăm, da? E cap 19. 19 pe 2, da. Avem câte variante? 38. Avem de căutat, da? Mult mai 38. Și aici pentru că B-ul egal cu 1, nu. B-ul egal cu 1 nu se ia acasă. A egal cu 17. Deci A egal cu 17. Da. Și cât? Deci A egal cu 17. Și atunci... 2, 2, 34. Și vine B egal cu, egal cu 30, B egal cu 5. B egal cu 5, sigur că da. B egal cu 5. C egal cu 2. 2. D egal cu 2. D egal cu 2. O altă soluție, da? Da. Ne ducem la 2A plus B. A egal cu. A egal cu. Înainte ne ducem până la... Sigur că da. Deci luăm A egal cu... A egal cu... După 17 și înapoi? 13. B este egal cu... Doar cât duce vine 26, 39 vine 13 și B egal cu 13. Deci B egal cu, încă o dată, 26, 39, 13. 13. Da? Deci B egal cu 13, care convine... C egal cu 2. Da. C egal cu 2. C egal cu 2 și D egal cu 2. Iată o altă soluție. Acum, A egal cu cine? A egal cu 11. A egal cred cu 11. Acolo B-ul tot 13, 3, nu? A scris A egal cu 13. Păi vine 2 ori 13, fac 26. Din 39, 39 scăză 26. B-ul dă 13. 13, 3. Da. Deci da. Sunt egale. Da, au, da, da. De 3 ori câte 13? Uh-huh. Uh-huh. Fac 39. Da, da. Da? E bine. A egal cu 11. A egal cu 11, B-ul este egal cu 39 minus 22. 22 vine 17, corect. A egal cu 17. Încă o dată, să fim greșit. A egal cu 11. 22, da. B egal cu 17. B egal cu 17. C-ul egal cu 2. Și D egal cu 2. Apoi.
Acum suntem la 5. A, nu, la 7. A egal cu 7. A egal cu 7. B egal cu 7 ori 2, 14. Din 39 vine 25. Da. Și B nu e. Nu poate să fie 25. Da. Nu poate să fie, da? Asta e chiar și ta. Da? Deci A egal cu 6 pică. B egal cu 25 și nu e bună atunci. Da. Acum A egal cu 5. A egal cu 5. B egal cu 29. Care e corect? Așa. E corect. A egal cu 5. B egal cu 29. C egal cu? C egal cu 2. D egal cu 2. D egal cu 2. A egal cu 3. B egal cu... A egal cu 3. 6. 33. Nu e bun. Nu e bun. Nu e bun. Și A egal cu 2. A egal cu 2. B egal cu... Pa, vine acolo 35. Nu e bun. Da, nu e bun. 35 și nu e bun. Nu, nu trebuie să spun decât un singur lucru. Să las lecția asta să fie urmărită de cât mai mulți. Pentru că, dragule, crede-mă că nu m-am gândit vreo clipă că putem construi așa un echipă atât de frumos. Dacă acesta este dat la o fază județeană, el constituie subiect care triază pe cei care se vor la vârf. Adică exercițiul acesta, cine îl prinde, cine îl prinde, are voie să fie pe primul loc. Da? Adică face diferența. Exercițiul acesta face diferența. Pentru că nu trebuie să mai dai altceva. Ce să spun? Ai toate cazurile, tot felul de situații. Ai putut să scoți în factor comun, n-ai putut să scoți. Ai redus și pe metoda încercărilor. Ai toată șmecheria asta care redus pe coeficientul cel mai înalt. Ai găsit toate soluțiile. Nu se poate mai frumos exercițiul de asta. Deci acesta trebuie însumâniat cu roșu. Da? Cu roșu. Acesta a fost exercițiul pe care l-am compus împreună, furându-ne valul, din aproape în aproape, de la ieșitul acela care era cu două necunoscute și că la care tu ai fost prin încercări, m-ai dus prin încercări și m-am lipit de tine și am zis, hai să așa, a mai fost varianta, dar alta mai o soție mai rapidă n-ar fi fost, sigur că a fost rapidă, pe care a picat-o din nenumărate ori pe traseu. Da. Când ai dus pe 2 în partea aceea, 2A în partea aceea, ai scos în frate, l-ai văzut rapid, B-ul de dau cu 2 și totul. Deci este spectaculos. Încearcă să trăiești bucuria aceasta, ai ieșit să pe care am făcut împreună, să știi că avem amândoi contribuție egală. Pentru că tu te-ai prins de ieșițiu. Tu ai condus ieșițiu. Eu am scris pe tablă. Dar ai urmărit totul. Deci nu ți-a mai fost deloc străin. Frumusețea ieșițiului te-a captat și pe tine. Ai trăit ceva care nu prea n-ai trăit tu vreodată în viața ta, la matematică. Vezi ce este tentat de regulă să facă copilul? Și asta e matematica pe care eu vă spun o... Nu o iubesc deloc. Nu o iubesc deloc pe cea care îi faci mecanic. Vedeți? Facem multe greșiții, repetăm, ca să facem din ei roboței. Nu roboței. Dăm drumul la astfel de găsit, dă-ne drumul să alerge. Nu închista pe el niște. Sigur trebuie date informații continuu, uite, dar el a rămas atât de bine în prima, ce nu înseamnă numărul prim acum. Exact. Decât să le repete numele cele prime. Se vadă că un produs egal cu 2 și fiind primă, neapărat 2, că dacă s-ar mai lipi ceva din factor, cealaltă n-ar mai fi prim. Deci sunt foarte, foarte multe lucruri frumoase, interesante care am făcut. Cât e ceasul? E șase. Mărturisesc că merită să oprim aici. Am zburat două, da? Ore. Ce am făcut aici este spectaculos. Doar atâta spun. Că am meritat. Eu îți mulțumesc ție că astăzi mi-a oferit șansa să mă simt profesor. Lecții foarte. Da? Să ne simțim în largul nostru și am făcut o lecție spectaculoasă. Încă o dată, mulțumesc pentru inițiativă, că ați venit și m-ați oferit așa o zi. Mulțumesc! Să nu uitați să dați like și share, să vă abonați la Prof. Romani. La revedere! La revedere! La revedere!